În ședința de guvern de astăzi au fost aprobate mai multe acțiuni normative pe care o să fie prezint, o parte dintre ele, am și colegii mei care vor prezenta alte acte, dar înainte de a intra în ce am aprobat la ședința de guvern astăzi, aș vrea să vorbesc despre două subiecte importante. În primul rând, pe 31 decembrie se finalizează Brexitul, ceea ce înseamnă că începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va avea un statut de stat terț în relația cu statele UE, inclusiv cu România. Câteva lucruri pe care vreau să vi le spun, bineînțeles că vom comunica oficial, dar ar trebui să știm. Controle vamale pentru toate bunurile care vor circula spre și dinspre Regatul Unit, așadar toți transportatorii și operatorii economici europeni, inclusiv români, care își desfășoară activitatea în relație cu Regatul Unit, vor trebui să cunoască și să conformeze acestor noi reglementări și iarăși, tot pentru călătorie sau regulile de stabilite cu Regatul Unit în ceea ce privește deplasările de scurtă durată, sub 6 luni într-un an, în scop turistic, cetățenii europeni, exclusiv cei români, pot circula fără viză. Deci este foarte important pentru deplasări de scurtă durată, sub 6 luni, poate până la un an, în scop turistic, cetățenii europeni, inclusiv cei români, pot circula fără viză. Pentru a putea lucra și studia în Regatul Unit, de la 1 ianuarie 2021, cetățenii europeni, inclusiv cei români, vor avea însă nevoie de viză. Informațiile, dacă doriți mai multe informații, acestea pot fi găsite pe site-ul Guvernului, pe platforma web brexit.gov.ro. Ministerele cele mai vizate de impactul Brexit au realizat deja demersuri active de informare. În perioada următoare ne vom ocupa de acest lucru. Dar trebuie să știm că de la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit devine un stat terț în relația cu statele UE și ar trebui să ne informăm atunci când călătorim sau încercăm să avem relații comerciale cu cu Regatul Unit. O altă informație, după cum știți, aseară autoritățile de la Zagreb au activat mecanismul european de protecție civilă 29 decembrie 2020 ca urmare a cutremurului cu magnitudine de 6,2 pe scara Richter, care a afectat regiunea orașului Petrinia și care a fost resimțit atât, care a fost deja resimțit și în zone de lângă. La acest dezastru și-au pierdut viața cel puțin 7 persoane și număr de peste 500 persoane sunt fără adăpost în mijlocul Ienii. În acest context, Guvernul României își exprimă solidaritate cu cetățenii din Croația și trimite prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ajutoare umanitare în valoare de aproximativ 640.600 lei, constând în containere de locuit 14, corturi 50, paturi 100, saltele 100, saje de dormit 200 bucăți. De menționat, echipa națională de căutare salvare pregătită să intervină, nu a mai fost necesară intervenția ei. Acestea erau cele două lucruri pe care vreau să vă spun înainte de a vorbi despre câteva acte normative sau câteva decizii luate astăzi în ședința de guvern. Eu am să prezint două. În primul rând am să vorbesc despre ordonanța inițiată de Ministerul de Finanțe Publice, care are mai multe reglementări în interior. Aș începe cu măsura, de fapt v-aș spune că această ordonanță reprezintă un impact bugetar sau o economie la buget de aproape de 17 miliarde de lei, 17,6 miliarde de lei, pentru anul 2021. La primul articol se mențin în quantum brut salariile și sporurile de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală, inclusiv personalul care ocupă funcția de demnitate publică și funcția asimilată acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020. Acest este un impact bugetar de aproape 12 miliarde de lei. Și aici sunt mai multe lucruri pe care le-am luat în calcul. În primul rând, am spus că la baza deciziei stă și ceea ce am văzut că s-a întâmplat cu legea salarizării unitare în ultimii 3 ani de zile. O lege care a fost aplicată prost, o lege care a creat discrepanțe, deși promitea să rezolve inechitățile din sistemul public, o lege care a fost urmată de foarte multe excepții. Ca să putem să corectăm acest lucru, este nevoie să luăm o pauză. Și prin această ordonanță luăm o pauză și, bineînțeles, în perioada următoare vom veni cu clarificări. În același timp,
trebuie să știm și am spus acest lucru tot anul, România, alături de economia globală, trece printr-o perioadă dificilă. În 2020, așa cum am spus la început, nu ne-am atins de veniturile nimănui în sectorul public și am avut măsuri pentru a susține sectorul privat. Nici acum, și iarăși trebuie să fie foarte clar, nu venim cu nicio tăiere, nu se întâmplă nimic cu veniturile în sectorul bugetar, iar rămân la nivelul din decembrie 2020, după ce a fost o creștere anul trecut de 25% și alte sporuri în mai multe sectoare. Deci anul acesta, pentru a corecta aceste inechități și pentru a ne menține într-un deficit bugetar de 7%, trebuie să luăm această decizie. Urmează și alte măsuri similare. Aș vrea să mai menționez câteva din această ordonanță, care este o ordonanță foarte mare. Tot în ordonanță, bineînțeles, acordarea în 2021 a voucherilor de vacanță în cuantum de 1450 de lei. V-am spus din primul moment că pentru noi sectorul Horeca este un sector important. În 2020 au existat IMM Invest, șomajul tehnic, susținerea celor care a plata 41,5% din salariu pentru angajații care revin din șomaj tehnic. Scutirea impozitului specific, care și astăzi a fost aprobată, măsura este prelungită până în martie 2021. Toate acestea au ajutat sectorul Horeca. În continuare, susținem sectorul Horeca și pentru 2021 rămân vouchere de vacanță pentru personalul plătit din fonduri publice. Și mai sunt, bineînțeles, măsuri pe care vreau să vi le spun despre pentru sectorul privat, dar încă un lucru important, punctul de amendă rămâne la valoare de 145 de lei, nu se modifică. Scutirea de TVA cu drept de deducere a livrărilor de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinul împotriva COVID-19, precum și a serviciilor de vaccinare și testare aferente altele decât cele scutite de TVA, conform articolului 292 din codul fiscal, efectuate până la data de 31 decembrie 2022. Deci includem la scutirea de TVA și alte facilități. Mai mult, eliminăm din categoria bunurilor pentru care se aplică exceptarea de la plata TVA în vama deșeurilor prevăzute la articolul 331 din codul fiscal, în vederea evitării unor blocaje la importul acestor bunuri, având în vedere că în nomenclatura combinată nu există codificare tarifară în funcție de caracteristicile tehnice ale acestor categorii de bunuri. Mai departe, prelungirea cu 3 luni până la data de 31 martie 2021 a suspendării aplicării sancțiunii prevăzute de ordonanța 28/1999 pentru neîndeplinirea de către operatorii economici a obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Aici știți că este un proces pe care l-am început anul trecut de conectare a caselor de marcat la administrația fiscală. În continuare, și de o parte și de alta, a fost nevoie de mai mult timp și din partea operatorilor economici și din partea ANAF, dar procedura a început, sunt case de marcat conectate și ele vor fi finalizate, eu zic că până la 31 martie, dar am zis să ne lăsăm timp mai mult. Continuarea măsurilor de anulare a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesorilor reglementate de Ordonanța 69 din 2020, astfel încât cererea să poată fi depusă până la 31 martie 2021. Deci, în continuare, prelungim ceea ce aceste măsuri expirau pe 25 decembrie 2020, sunt prelungite până la 31 martie 2021. Continuarea măsurii de acordare a eșalonării simplificate reglementate de ordonanța numărul 181 din 2020, astfel încât cererea să poată fi depusă până la 31 martie 2021. Extinderea obligațiilor bugetare ce pot intra în restructurare, astfel încât se poată forma obiect al restructurării obligațiilor bugetare restate la 31 decembrie 2020 și nu la 31 iulie 2020. Acestea sunt măsuri pentru sectorul privat, ele expirau majoritatea în 2020 în decembrie, sunt prelungite. Continuarea măsurii de soluționare a solicitărilor de rambursare a TVA cu efectuarea controlului ulterior. Știți foarte bine, acestea expirau în ianuarie, sunt prelungite până la 31 martie 2021. Aici, această măsură a fost întâmpinată cu foarte mult scepticism în spațiul public. Ni se spunea că dacă luăm această măsură va crește evaziunea fiscală, tot felul de motive. Din contră, a fost una dintre cele mai bune măsuri pe care am luat-o.
a facilitat rambursarea TVA mai rapid. Companiile au avut acești bani, au putut să-și plătească la rândul lor celelalte taxe și așa am reușit în 2020 să avem venituri la buget fiscale mai mari decât în 2019, deși a fost un an de criză. Și sunt mai multe lucruri în această ordonanță, le veți vedea pe toate. Repet, impactul este de 17,6 miliarde de lei, pozitiv pentru buget. O altă ordonanță pe care am aprobat-o astăzi și la care s-a lucrat în timp record, este o ordonanță pe care o așteaptă foarte mulți români. Este vorba despre modificarea ordonanței 37 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Este vorba de prelungirea amânării plății ratelor la bancă. EBA inițial ne-a spus foarte clar că nu pot să fie prelungit decât pentru 9 luni de zile. A venit cu explicații și acum putem spune că nu există limite pentru cei care pot să solicite. Deci, da, maxim este 9 luni de zile. Dacă ai avut 9 luni de zile ratele amânate, nu mai poți să prelungi. Dar ceilalți pot să meargă până la 9 luni de zile și partea bună este că sunt și persoane care nu au făcut parte până acum, pot să aplice la această măsură. Solicitările pentru suspendarea plății obligațiilor pot fi transmise creditorului până la data de 15 martie 2021, acesta urmând a efectua analiza și emite decizia până la cel târziu 31 martie. Condiții rămân cam aceleași, debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scaderea veniturilor în casări cu minim 25% din ultimele 3 luni, anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară 2019-2020. Sunt aceleași condiții, nu se schimbă aproape nimic, doar că prelungim perioada și cei care au optat pentru mai puține 9 luni pot acum să meargă până la 9 luni de zile. Acestea sunt cele două ordonanțe pe care eu voiam să vi le prezint. Sunt ordonanțe, așa cum am spus și data trecută, ordonanța aceasta, trenuleț, este o ordonanță care garantează că în 2021 vom avea creșterea economică pe care o estimăm. În același timp, este o ordonanță care garantează că putem să reașezăm economia pe picioarele ei pentru perioada, eu zic, termen scurt, 2021-2024 și apoi să construim în viitor. Era nevoie de această ordonanță în acest moment, era nevoie de acest respiro pentru a putea după aceea să construim de aici. Bugetul va fi prezentat, cred eu, în Parlament spre sfârșitul lunii ianuarie. Deja ministerele primesc limitele de la Ministerul Finanțelor Publice, noile ministere create și vom începe discuția pe buget cu miniștrii de săptămâna viitoare, ca să fie gata până la începutul lunii februarie. Dacă sunt întrebări. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Ce se va întâmpla de la 1 ianuarie cu salariul minim, dar și cu alocațiile? Salariul minim a fost astăzi în prima lectură, știți foarte bine, este o decizie de a crește la 2300 de lei și acesta va fi valoarea salariului minim. De când? De la 1 ianuarie. Și nu a fost adoptată astăzi, practic? Cum va produce efecte? Nu a fost adoptată, am fost asigurați că este ok să fie adoptată și săptămâna viitoare. Deci este clar, de punctul nostru de vedere, decizia a fost luată să crească la 2300 de lei. Și cu alocațiile ce se întâmplă, cu cât vor fi majorate? Alocațiile știți foarte bine că nu, în această ordonanță nu face nimic în ceea ce privește alocațiile. Există în Parlament, a fost o ordonanță adoptată de guvernul precedent, a fost o lege de respingere a ordonanței în Parlament. Această lege de respingere a fost retrimisă de președintele României în Parlament la reexaminare. Din ce înțeleg, astăzi la Senat a fost aprobată legea de aprobare, se vota legea de aprobare a ordonanței cu modificări la amendamentul respectiv, cu o creștere a alocațiilor în 2021 de 20%. Este ceea ce eu știam, nu știu dacă a trecut la Senat sau nu această formă, dar este forma pe care eu am fost sunat și am votat această formă, dar nu știu care a fost votul final. Bună seara, Alina Sorocean, Antena 3. Aș vrea o completare la acest subiect legat de alocații. Până la urmă, se promita o majorare cu 40% a alocațiilor în acest an. Practic, de ce ajungem la doar o majorare de 20%?
Asta este ce, așa s-au promis multe în trecut, țineți minte că și PSD a promis dublări, triplări. În acest moment, pe Constituția bugetară pe care noi o avem, o luăm în calcul în 2021, au crește alocațiile cu 20%, este ceea ce cred că este sustenabil, dar, repet, nu este o decizie a Guvernului. Eu am văzut și vă spun acum, votez ca senator, vă spun că este ceea ce am votat. Nu este, Guvernul nu a luat nicio decizie în ceea ce privește alocațiile, am lăsat la atitudinea Parlamentului. În Parlament a fost făcută această modificare. Dacă ea trece până la momentul în care avem bugetul, poate să fie luată în considerare. Dacă nu, vom merge pe legislația în vigoare care are acele creșteri. Deci, în acel rând, Guvernul nu a luat nicio decizie în ceea ce privește alocațiile. Vorbim de ce se întâmplă în Parlamentul României. Dar astăzi, Guvernul merge pe legislația în vigoare care arată o creștere de 40% a alocațiilor în 2021. În privința ordonanței care plafonează salariile, aș vrea să vă întreb dacă există avizul de la Consiliul Economic și Social, avizul de la Ministere, pentru că avem o informație că nu ar exista anumite avize și atunci legea nu poate fi publicată, ordonanța nu poate fi publicată în Monitorul Oficial, se produc alte efecte. Spuneți-ne care este situația de fapt. A fost aprobată cu toate avizele. Altfel nu poate să fie aprobată și, bineînțeles, nu se poate fi publicată fără avize. Deci vom vedea, eu zic că o să fie publicată în această seară. În condițiile în care vă propuneți pentru anul viitor un deficit bugetar de 7% și vorbeați de economiile făcute prin această ordonanță, cât își permite guvernul să acorde ca și creșterea pensiilor în acest an, în anul viitor, și când va fi acordată această creștere? Repet, bugetul o să fie construit pe legislația în vigoare. Știți foarte bine care e legislația, poate să fie o creștere a pensiilor exact conform cu legislația în vigoare. În acest moment nu am modificat nimic, această ordonanță nu are nicio referire la ceea ce privește pensiile. Deci, când vorbi la buget despre ce se întâmplă cu pensiile, dar noi nu avem astfel de modificări în acest moment. În această ordonanță, dar există niște calcule făcute pentru anul viitor și este unul dintre cele mai așteptate subiecte, creșterea pensiilor. Eu pot să vorbesc pe ceea ce am făcut până acum și pe deciziile pe care am luat astăzi. Pe ceea ce se va întâmpla, vom vorbi atunci când se va întâmpla. Nu pot să fac eu speculații acum. Bună ziua, Gena Vatkovici, România TV. Aș vrea să vă întreb mai clar. Există vreo posibilitate ca acel procent de 8% să fie modificat la capitolul creșteri de pensii de la 1 septembrie sau poate mai devreme? Nu pot să vă dau răspunsul în acest moment. Eu vă spun ca de fiecare dată. Bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Nici nu avem cum altfel. Dacă legislația spune că pensiile trebuie să crească cu cât vor crește, cu atât vor crește, vor fi bugetate. Dar în acest moment mergem pe legislația în vigoare. Dacă se vor apărea modificări, așa cum am făcut și cu această ordonanță. Am venit, care a respectat toate normele de transparență. Am prezentat-o acum două zile, am venit înainte de a fi astăzi în ședință de guvern, am pus-o în transparență decizională, deci dacă luăm o altă decizie, fiți siguri că vom veni și vom prezenta această decizie înainte de a lua decizia în ședința de guvern. Este un lucru pe care îl vom schimba. De acum încolo, toate ordonanțele noastre vor fi și în transparență, prezentate în transparență, pentru că nu avem nimic de ascuns și ar trebui să știți înainte ce se întâmplă. Vă întrebam dacă îmi permiteți, vă întrebam de acel 8%, pentru că dumneavoastră ați afirmat acest procent și practic ați dat și asigurări că acest procent va fi respectat. Vom vedea atunci când vom face bugetul. Bună ziua, Andreea Bratu, Digi24. Spuneați puțin mai devreme că majorarea alocațiilor va rămâne la latitudinea parlamentarilor, însă în urmă cu puțin timp, acea ordonanță de urgență a fost modificată și un amendament care a fost susținut și de către colegii dumneavoastră din PNL prevede că în anul 2021 se va efectua o singură majorare, cea de 20% de la începutul anului, nu și cea de-a doua de pe 1 iulie. Aș dori să vă întreb dumneavoastră din punctul de vedere al guvernului, bugetul statului și-ar permite anul acesta și cea de-a doua majorare de 20% în iulie 2021? Anul trecut știți foarte bine că am avut un deficit bugetar de peste 9%. Anul acesta ne propunem un deficit bugetar de 7%. Anul trecut am avut foarte mari probleme în a convinge și piețele financiare și Comisia Europeană și pe data mea că putem să ne finanțăm cu acel deficit, dar în același timp ar trebui să fim onești și să le spunem românilor că nu putem să creștem pensiile cu 40% și am ales un alt procent, că nu putem să dublăm alocațiile. Și în acest an vom găsi cea mai bună formulă, vor fi creșteri și la alocații și la pensii, dar cea mai bună formulă pentru toată economia, nu doar pentru anumite categorii în societate.
trebuie să ne gândim că dacă nu începem să arătăm această consolidare fiscală, eu nu cred că putem să mai avem aceeași, nu indulgență, dar să putem să păstăm această relație pe care am avut-o cu instituțiile internaționale, cu agențiile de rating. Și noi am făcut niște promisiuni, avem, nu doar promisiuni, dar avem clar soluția pe care o vedem, este că doar printr-o consolidare fiscală putem să ajungem la o creștere economică sustenabilă pe viitor și vom merge pe această cale. Bună seara, Laura Culiță de la știrile Pro TV. În privința creșterilor pentru cadrele didactice, au fost informații potrivit cărora s-ar amâna pentru decembrie 2022. Dacă ați discutat această variantă, ce se întâmplă în cazul lor? Eu cred că articolul 1 este foarte clar în... se referă la toți angajații din sectorul public, administrație centrală și locală. Toate veniturile angajaților din sectorul public, administrație centrală și locală rămân la nivelul decembrie 2019. Așadar, voiam să, pentru o clarificare, așadar, alocațiile în 2021 vor avea o creștere de 20% pentru care sunt bani prevăzuți în bugetul pentru anul următor? Haideți să fim foarte clari. Pentru anul viitor nu este construit bugetul. Deci nu, ați creionat deja bugetul pentru anul viitor. Acum se construiește bugetul pentru anul viitor. A fost construit pe 16 ministere, avem 18 ministere acum. Deci apar cheltuieli suplimentare de care trebuie să ținem cont. În momentul în care se va face bugetul, vom vedea care e legislația în vigoare și atunci va trebui să alocăm resursele pentru toate acele cheltuieli care sunt în legislația în vigoare. Și aveți un plan de rezervă, ce veți face dacă veți, dacă va trebui să bugetați 40% pentru pensii, 20% pentru alocații, de unde vor veni acești bani care lipsesc teoretic sau previzionați că vor lipsi? Lipsesc 7%, să fie mai simplu, lipsesc 7% din PIB lipsesc, trebuie să-i luăm de undeva, nu? Asta e deficitul care lipsește, așa le estimăm noi, ei pot să-i fie mai mulți. Ca de fiecare dată va trebui să finanțăm acel deficit. Noi avem această constrângere pe care, cu care toată coaliția a fost de acord, un deficit de 7% anul viitor. Vom vedea cum construi bugetul în așa fel încât să avem și creșteri pentru alocații, să avem și creșteri pentru pensii, dar să avem și bani de investiții, pentru că eu văd că în seara asta tot mai vorbește de alocații și de pensii, dar nimeni nu se întreabă ce face cu investițiile. Și investițiile în 2020 au fost cele care au ținut economia, cele care au făcut ca economia privată să funcționeze, au fost investiții record, sunt cele care garantează că și în 2021 vom avea creștere economică. Când construim bugetul, vom avea toate aceste obiective, le vom lua în calcul și, repet, investițiile sunt prioritare. Cheltuielile pentru sănătate la fel sunt prioritare. Sunt foarte multe lucruri pe care le vom lua în calcul, nu doar alocațiile și pensiile, dar vă garantez că vor crește și alocațiile și pensiile în 2020. Mulțumesc! Bună seara, Andrei Șerman, Radio România. A spus că bugetul o să ajungă în Parlament la sfârșitul lunii ianuarie. Vă gândiți la o asumare a răspunderii ca să fie adoptat mai repede sau vreți prin dezbaterea Parlamentului? Mergem prin dezbatere în Parlamentul României. Dar nu o să dureze prea mult dezbaterea? Acum eu întotdeauna am sperat la responsabilitatea parlamentarilor români, mai ales în aceste condiții dificile, când ai nevoie de buget. Trecem printr-o pandemie, trecem printr-o... perioada de vaccinare, deci eu sper că sunt responsabili parlamentarii români. Vom vedea ce se va întâmpla în Parlamentul României, dar vom merge cu bugetul în Parlamentul României. Era cineva? Mulțumesc! Bună seara, vă mulțumesc frumos! Guvernul României, după cum știți, încă de anul trecut a ieșit de sub zodia Ordonanței 13. Este foarte clar că nu mai avem acea emoție că se dau ordonanțe pe justiție care să scoată lumea în stradă. În seara aceasta am fost nevoiți să adoptăm o ordonanță care se referă la aplicabilitatea unui articol din legea 304 din 2004 referitor la organizarea judiciară, însă este vorba de un articol unic, este vorba de o chestiune tehnică ce ține doar de bună administrare a actului de justiție.
Dacă nu am fi intervenit de urgență, prin această modalitate a ordonanței de urgență, de la 1 ianuarie ar fi intrat în vigoare dispozițiile care obligau constituirea de completuri de apel de câte 3 judecători și aveam o mare problemă în instanțele judecătorești, atât în privința proceselor civile cât și penale. Ca atare am primit din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independenței justiției, o solicitare de a interveni de urgență în plan legislativ pentru a nu se crea blocaje inacceptabile în sistemul judiciar. Știm că nu au fost examene de admitere în profesia de magistrat în această perioadă. Știm de asemenea că mulți magistrați s-au pensionat, s-au ieșit din profesie, deci avem o mare problemă în privința încărcăturii de lucru pe fiecare judecător. De aceea, dacă ar fi intrat de la 1 ianuarie această prevedere, s-ar fi produs cu siguranță blocaje, iar în final ar fi avut de suferit justițiabilii procesele începând să dureze foarte, foarte mult. Ca atare, luând în considerare solicitarea expresă a Consiliului Superior al Magistraturii, toate argumentele pe care ni le-au expus membrii acestui Consiliu, de asemenea, faptul că ulterior proiectul de ordonanță de urgență a fost avizat și de către Consiliul Superior al Magistraturii și de către Consiliul Legislativ, văzând că în Parlamentul României nu există posibilitatea tehnică pentru a adopta prin lege această modificare, mai erau foarte puține zile și pe acest calendar de la învestirea acestui guvern, pe acest calendar era absolut imposibil să se adopte o lege respectând toate termenele legale ca să poată intra în vigoare până la 1 ianuarie 2021, am ales această soluție de a adopta o ordonanță de urgență. Repet, este doar o chestiune care ține de buna administrare a justiției și care a fost solicitată de sistemul judiciar. Nu se afectează instituții judiciare, nu se schimbă și nu se desființează instituții. Nu am propus, așa cum au fost unele solicitări, desființarea SIJ, spre exemplu, prin ordonanță de urgență. Vrem să facem acest lucru prin lege, așa cum am specificat chiar și în programul de guvernare. Deci nu sunt surprize de nicio natură. Singurele discuții pe care le-am observat în spațiu public, dar pe care le consider fără fundament, sunt acelea legate de referendumul care a fost organizat pe data de 26 mai 2019. Vă spun un lucru foarte, foarte clar. Acel referendum a fost în sprijinul justiției, a fost organizat pentru a sprijini sistemul judiciar, pentru a nu fi atacată independența justiției. Ori această ordonanță tocmai asta face, vine în sprijinul bunei administrări a justiției și nu aduce niciun fel de atac la independența justiției, dimpotrivă. Deci, din punct de vedere al spiritului acestui referendum, nu avem absolut niciun comentariu. Mai mult decât atât, deja există decizii ale Curții Constituționale, există o decizie numărul 28 din 2020, care la paragraful 47 explică foarte clar care este caracterul acelui referendum și care sunt efectele acelui referendum. De asemenea, există hotărârea numărul 2 din 2019 referitoare a Curții Constituționale, referitoare la validarea referendumului. Din toate aceste acte emise de Curtea Constituțională rezultă foarte clar că nu există un impediment constituțional pentru a veni cu astfel de ordonanță de urgență. Nu a fost o dorință a Ministrului Justiției sau o dorință a Guvernului de a emite neapărat o ordonanță de urgență, ci a fost efectiv o necesitate care a venit din partea sistemului judiciar și din punct de vedere tehnic nu sunt absolut niciun fel de discuții. Pot exista pe viitor eventual speculații și tot felul de răstălmăciri de ordin politic. De aceea, pentru data de
Pentru ziua de mâine, la ora 10 la Ministerul Justiției, am organizat o conferință de presă în care voi răspunde detaliat absolut tuturor întrebărilor și voi da toate detaliile tehnice de care este nevoie pentru a nu fi niciun fel de neclarități. Dacă aveți acum vreo întrebare, dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc frumos. Sărămâna, bună seara! Am să vă prezint câteva detalii în legătură cu două proiecte de acte normative pe care le-am prezentat în ședința de guvern din această după-amiază. Primul proiect se referă la un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului care a fost aprobat și prin care obiectivele de investiții cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 1, 2015-2020, sunt prelungite ca și posibilitate de finanțare cu încă 2 ani. În acest program, PNDL etapa 1, au fost încheiate 3.362 de obiective, contracte pentru lucrări la 3.362 de obiective de investiții, din care până în prezent sunt finalizate 2.325 de obiective. 1.037 de obiective de investiții nu sunt încă finalizate, nu avem recepția lucrărilor așa cum prevede legislația în vigoare din partea autorităților locale transmisă Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Și dacă nu am fi prelungit această perioadă de derulare a lucrărilor la aceste obiective de investiții, existau două riscuri majore. În primul rând, eficiența acestui program și necesitatea dezvoltării infrastructurii locale ar fi avut de suferit și poate un efect și mai grav, care se referă la faptul că dacă nu am fi prelungit acest program, la 1037 de obiective de investiții, sumele deja alocate, finanțate de către minister, care se ridică la peste 4 miliarde de lei noi, ar fi trebuit returnate de către autoritățile administrației publice locale, ceea ce evident ar fi creat o foarte mare problemă la multe OAT-uri. Drept urmare, am propus această prelungire și guvernul a fost de acord. Am mai clarificat o chestiune în această ordonanță de urgență, care era prevăzută, dar nu era, era interpretabilă, și anume referitor la faptul că atunci când temporar Ministerul de Resort nu dispune de alocații bugetare, pe veniturile proprii ale OAT-urilor administrației publice locale să se poată finanța continuarea lucrărilor, evident pentru a stimula neoprirea investiției și pentru a avea un termen de finalizare apropiat contractului. Un al doilea proiect pe care l-am prezentat, care a fost prezentat în prima lectură, se referă la ceea ce ați regăsit și în programul de guvernare pe baza căruia s-a format guvernul Câțu și a primit încredere în Parlamentul României și care privește delimitarea clară a funcției politice de funcție publice. Această chestiune prevăzută în programul de guvernare va fi promovată din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, pentru că este necesară, pentru că acele, dacă vreți, tertipuri care au avut loc de-a lungul timpului, prin care oameni care au venit din sfera politică au ajuns prin concursuri în diverse funcții publice, va trebui eliminat. Și va trebui să clarificăm acest lucru. Drept urmare, noi propunem guvernului și încă o dată specific în prima lectură am propus textele în acest sens, ca statutul prefectului și subprefectului să fie modificat
și în față de situația actuală în care ei sunt înalți funcționari publici, dar știm de fapt de unde vin, să devină statut funcție de demnitate publică. Pe lângă programul de guvernare pentru care am primit mandat din partea Parlamentului, avem încă 4 argumente solide pentru a face această modificare. În primul rând, Constituția României. În articolul 123, alineatul 2, se specifică foarte clar că prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, ceea ce înseamnă că orice guvern, nu numai cel actual, și guvernele care au fost și guvernele care vor mai fi, sunt politice. Guvernul este politic, fiind votat politic de o majoritate existentă în Parlament. Reprezentantul guvernului în teritoriu nu poate fi decât politic. Această situație pe care am avut-o sau o mai avem și astăzi este o ipocrizie din acest punct de vedere, o chestiune pe lângă care s-a trecut întotdeauna și care va trebui să ia sfârșit. Lucrurile trebuie să fie foarte, foarte clare. Avem de asemenea o hotărâre de guvern 525, prin care s-a aprobat strategia de dezvoltare a funcției publice, care prevede expressis verbis această chestiune, această schimbare a statutului prefecților. Prevede clar că prefectul va deveni din înalt funcționar public demnitar și va avea funcție de demnitate publică. De asemenea, avem corespondența cu Comisia Europeană, cu autoritățile abilitate pe domeniul administrației, care în perioada 2017-2019, în răspunse pe care le-au oferit guvernului respectiv Ministerului de Resort, au spus același lucru, delimitat categoria și nivelul politic de nivelul funcționarilor publici și inclusiv legat de statutul prefecției, aceeași abordare. Deci, practic, avem și de aici un punct de vedere favorabil și nu în ultimul rând, avem, după cum știți, voința Parlamentului din 2018, unde cu o largă majoritate a aproape tuturor forțelor politice s-a votat acest statut, care ulterior a fost schimbat prin ordonanță de urgență și s-a mers pe altă soluție și de asemenea de a păstra statutul de înalt funcționar public. Deci noi credem că această chestiune trebuie clarificată și că situațiile care au devenit notorii prin care persoane care au venit din sfera politică, indiferent din ce sferă și din ce partid, și au fost promovați în temporar, pentru că marea lor majoritate și astăzi sunt temporar în alți funcționari publici, nu au acest statut prin stagii de specialitate și nu au ocupat această funcție prin concurs. Această situație de notorietate trebuie să ia sfârșit și noi vom propune transformarea prefecților în demnitari publici. Evident că în perioada următoare vom aștepta avizele și propunerile, observațiile Ministerului de Resort și a tuturor autorităților care trebuie să fie implicate în circuitul de avizare și în momentul în care avem o formă finalizată, ne vom întoarce în guvern cu acea formă. Domnule ministru, dacă ne permiteți o întrebare, ce se întâmplă cu legea care oferă pensii speciale aleșilor locali? Pentru că știm că astăzi, potrivit surselor, ar fi trebuit să existe ordonanță de urgență care să amâne intrarea în vigoare acestei legi cu un an de zile. Această prevedere de amânare este prevăzută în ordonanța de urgență prin măsurile fiscale, pe care v-a prezentat-o domnul prim-ministru, în sensul în care intrarea în vigoare a acestei prevederi se amână încă un an de zile și va intra în vigoare în 2022, 1 ianuarie. Și un singur lucru aș vrea să vă mai întreb, dacă au existat discuții cu primarii, pentru că foarte mulți au fost revoltați de faptul că nu au fost consultați înainte ca ordonanța să fie dată. Sigur, aici este o discuție, dar discuția trebuie să pornească de la niște realități. Realitatea este următoarea, că acest guvern, guvernul Câțu, s-a format în 23 decembrie seara. Este extraordinar de greu să respecti un termen de consultare de 10 zile, când sfârșitul anului este peste 8 zile. Și când aceste măsuri care au fost prezentate
trebuie luate înainte de 31 decembrie, pentru că altfel impactul bugetar și toate consecințele sunt cele pe care le cunoașteți. Ne vom strădui în mod evident pentru respectarea acestor termene de avizare, inclusiv către structurile asociative ale autorităților locale, dar astăzi pot să spun că a fost o situație specială din acest punct de vedere, pentru că acum 10 zile nu am avut guvern cu puteri depline. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, de ce aduceți aceste funcții de prefect și subprefect în sfera politică și nu găsiți un cadru legislativ ca să faceți numiri pe bază de competență? Pentru că statutul prefecților, din punctul nostru de vedere și din discuțiile cu Comisia Europeană, cu specialiștii Comisiei Europene, și pe baza Constituției, care trebuie să fie primul lucru la care ne uităm, statutul prefecților nu trebuie să fie de înalt funcționar public. Statutul lor este, din punctul nostru de vedere, clar definit. Și discuția cu Comisia Europeană era exact în același sens. O rugăminte foarte clară care ne-a fost adresată de-a lungul timpului, delimitați aceste funcții, și de aceea am adus acest proiect legislativ în primă lectură, pentru că nu avem nimic de ascuns. Acest lucru este și în programul de guvernare. Toate aceste elemente sau motive care susțin, argumente care susțin această măsură, sunt publice, sunt cunoscute și dacă vom avea avizele necesare, le vom promova. Vor exista totuși în lege niște criterii de competență de care va trebui să țină cont? Sunt ca la ocuparea oricărei funcții, evident și aici vor fi câteva criterii, pentru că e evident că trebuie să fie niște criterii. Ne puteți preciza Comisia câteva? Comisia Europeană în discuții și în hotărârea de guvern 525 privind strategia privind dezvoltarea funcției publice, se prevede foarte clar că prefecții, chiar dacă sunt numiți politic și sunt demnitari publici, vor trebui să urmeze studii de specialitate, stagii de specialitate care sunt organizate de Institutul Național de Administrație și vor putea fi numiți numai în această situație. Evident, pentru început, ne propunem să dăm o derogare de la acest lucru, pentru că aceste cursuri nu au fost organizate, prefecții nefiind demnitari, ci fiind înalți funcționari publici. Și vor exista criterii care sunt transparente. Astă seară vă promit că veți avea proiectul de act normativ pe site-ul Ministerului în dezbatere publică. Mulțumesc! Mulțumesc.